Bă, bună dimineața, vorbitorilor de limbă română, limbă moldovenească, grai moldovenesc, cum vreți voi să o luați. Dacă voi aveți impresia că persoanele empatice, adică geniile emoționale, doar pentru simplu fapt că sunt și genii cognitive, nu au lecții de învățat, vă înșelați foarte mult. Dacă te naști cu un deficit social de comunicare, cum suntem noi, autiștii, o parte din empatici, din geniile emoționale, sunt și normativi, dai voștri, și neuro... cum dracu să numesc? Neuro... Tipical. Din... tipicăreala voastră neurologică, de vă credeți voi mari normali. Da. Bun. Eu ca și autistă aveam niște lecții de învățat. Eu aveam treabă. Și eu aveam nevoie de un timp cu mine. Tu n-ai cum să ajuți un om așezându-se lângă acel om, vorbind în continuu, în condițiile în care acel om este obosit deja mental. Care a fost lecția mea pe care eu am învățat-o? Când o dobitoacă, în loc să tacă, futui paștele Dumnezeilor, mamilor ei, lângă un om autist, care are o oboseală cronică, că poate să o omoare mental. Bă, tu poți realiza, futu-ți Dumnezeu mătii, deja vră de old, că eu puteam să mor. Pentru ca tu să crezi că ești o persoană bună. Pentru ca tu să crezi despre tine că ești salvatoare, că ești generoasă. Tu aveai nevoie de mentalul meu. Și cu ultimile mele puteri tot ți-a mai dat câteva răspunsuri. Și tu vrei să-ți fiu recunoscătoare după ce m-ai obosit și mai mult mental? Pentru că aveai probleme. Și că te-ai legat de singurul om și că nu erai capabilă să realizezi că omul ăla are o mare problemă, este obosită. Și tu vrei să-ți fiu recunoscătoare? Ce vrei să-ți fac? Uite, pentru că sunt o femeie drăguță, va trebui să-ți alegi niște obiecte pe care să ți le distrug. Să te uiți la mine, cum ți le distrug? Înțelegi? Că eu sunt anarhistă. Eu nu te distrug pe tine, că mă piși pe tine. După ce crăpi. Nu înainte. Da? Vin la mormânt tot și mă piși pe un mormânt. Înțelegi? Da? Dacă dintr-o dată așa îți revine ție și vrei neapărat să vrei să vorbești cu mine, dacă vrei să vorbești cu mine, să vii în prezența unor obiecte pe care vreau să te distrug. Altfel, te rog frumos, când mă vezi pe stradă, rămâi în plecare din țară. Eu nu te văd, nu mă cunoști, habar n-am cine ești, cine pizda mătii ai fost vreodată în viața mea? După aia, obosit eram, aveam și eu nevoie. Corpul meu avea nevoie. Da. Ce crezi că m-am întrezit? M-am întrezit într-un joc al minții, cu niște dobitoci ordinari de sex masculin și cu niște oameni interesați din punct de vedere normativ, alți interesați din punct de vedere normativ. Eu aveam niște lecții de învățat. Și eu m-aș așezase în jos, că eram obosită. Mă zâmbise cu curul de pământ. Ca să nu mă mai cred că sunt mare, extraordinară. Și cum să nu am? Eu am o ton de energie de acum. Dacă bei cafea, bagi în tine energizant, bagi în tine alcool și toate celelalte și țigară, cum să nu? Crește adrenalina. Ai o tonă de energie, faci toate chaturile de pe pământ, planuri peste planuri și te-am dat... Ce ai zis, fă? Ce ai zis, fă? Ai planuri? Pe un motor așa atâta? Păi nu merge mintea ta de geniu pe un motor așa atâtica. Ce faci? Și aveam lecții de făcut, de învățat.
Eu aveam de recuperat, că îmi futusem organele, futusem niște organe, futusem corp, știi? Și lumea nu te-a scutit de probleme. Pe mine lumea nu m-a scutit de probleme, că se uita la mine și la aia, deci când ți-a zis că ești bolnavă, tot pentru că arăți grăsuță, plinuță și aparent sănătoasă, cu aparență fizică sănătoasă. Și eu îmi ciruisem vreo 2-3 organe. Bă, voi sunteți stâmpiți și voi vreți ce vreți că n-am auzit? Recunoștință? Ce vreți? Bă, să veniți la mine și să-mi arătați ce lucruri vreți să vă distrug. Dacă vreți să deveniți vizibili. Că cu anarhista nu poți să stai de vorbă. Că pentru voi doar lucrurile sunt importante. Oamenii nu sunt importanți. Natura nu este importantă. Nimic nu este important. Totul la voi este pe bani. Să mă duc și eu să fac cumpărăturile la Milano, la Paris, la Pisa Măti, la nu știu unde. Să merg în excursii. Fă-tu-vă în Dumnezeu, Dumnezeilor, mamilor voastre. Dă javre penale, ordinare, infecte. Că numai după bani și după mărinimie și după... Mamă, noi suntem nație extraordinară. Frații noștri, iubiții noștri, nepomeniții noștri. Și eu omorât moldovencele, mă! Că vreți voi să vă credeți mari ajutori, mari salvatori. Păi ușeți-vă mă la Dumnezeu să vă dea Dumnezeu gratitudine. Ăla al vostru care credeți voi că ăsta. Să vă dea binecuvântarea și nu șepiți la mamii voastre. Și ce mai vreți să vă mai dea? Du-vă în Dumnezei, Dumnezeilor mamilor voastre. De interesați ordinari. Atât!